Dă-i drumul. Dar al nostru. Omul bun și pomul-i cop. Ai, măi, dorule, ăștia n-or avut noroc. Ai, măi, dorule, și stau la margine de drum. Pomul-i cop și omul-i bun. Și stau la margine de drum. Pomul-i cop și omul-i bun. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Să ne trăiți cu respect! Să trăiți bine cu noi! De la Super Bingo Metropolis vă deranjăm, dacă se poate. Se poate! Suntem un colectiv de oameni ai muncii care muncim pentru țara asta. Spune-mă cine e, să nu se ne încurce cu Vadim, cu alții. Dar se uite, vă uitați la televizor sau la calorifer? La ce vă uitați? Da, spuneți. La calorifer vă uitați la televizor? Da. La care? La Antena 1, la Super Bingo. Bravo, extraordinar. Se uită lumea, se uită lumea, ne vede, băi. Mai vin aici. Da. E singurul loc unde se uită lumea. Și ce e curios, că am rar venit pe aici. A? Vreau, mă, până mă deranjează mogul, am înțeles. Hai, mă deranjează. De unde? Cum să mă deranjeze? Un pic așa. Am găsit și eu un tertip cu mogulii. Cum vă numiți, dacă nu vă deranjăm? Reti Gheza mă nume. Domnul Gheza, de unde sunteți? Asta nu-i de la noi, de la partid. E de la UDMR-ul. Da, da. Da, da, da. Da? De la UDMR-ul. Și doamna tot UDMR-ul? De la doamna? Da. Tot UDMR-ul și doamna. Bravo. Și de unde sunteți? Din sat Chinez, județul Timiș. A, de la Chinez, da, știu. Domnul, pentru decontarea premiului vă rugăm să vă prezentați cu cartoanele portocalii corespunzătoare tanului gratuit top 14668, seria 107. Auzi, domnul Gheza, dar de ce aveți nume ungureț dacă sunteți de la Chinez? Da. Auzi? Și-au făcut și aia Europa acolo. Aveți Europa? Standuri, standuri acolo. Cât mai sunt, domne, Adidas și chinezești? Tenesi aia de-i purtăm noi. Da. 20 de lei bucata. Aha. 20 de lei, bravo. Și pe aia de-i mâncam, cât mai e kilogramul? Adida și de porc aia... Cea mai subțire aia. 6 lei. 6 lei. Aaa. Băi, nu le-am scumpit mult, mă. Dacă îi pui și șireturi, mergi cu ele, dă-i drăguț. Ce glume am asta seară. Domnul Gheza. Da. Avem și cartoane, nu-i așa? Avem. De care? Avem și roz. Avem și mov. Și mov și portocaliu. Ai scăpat de mers ca grivei. Bravo. Avem de toate. Aolo! Făceai șans pe aici. Era rândul ma ta, șeful, că... Păi ce să faci? Mai bine la omul rândul. Dar nu pentru mine, era bine pentru popor, înțelegi? Dădea bine, da. Să fac eu pe câinele. Discutăm după aia. Vezi că ți-a ieșit buburuza din ureche. Bag-o acolo. Vă rugăm frumos să ne citiți cartoanele. Care? Care vreți? Violetul și rozul. Seria 000-9856. Dopu. Dopu, da. Așa, carton numărul. Iolvon. 283, seria 095. Mivon, da. Da, e bine. Ăsta ce carton a fost? A fost cartonul roz. Deci carton roz. Roz? Carton de hidroizolație. Roz. Și cartonul roșu. Și acum, cartonul nu, roz. Nu, adică roz, da, nu roz. Roz. Cartonul mov. Top 00-19301. Și de-a numele? 167, seria 323. Numărul cartonului, dacă poate să repete. Numărul cartonului? Da. Numărul 967, seria 323. Da, e bine. Foarte bine, domnule, bravo! Păi, te rog frumos, fă-ne și nou un marș acolo, ca să meargă... Melodia, nu, te rog frumos, tarara! Bravo!
Foarte bine, Bob. Aveți vreo preferință muzicală? A, așa, un ciardaș. Un ciardaș? Poftim. Hozosep, hozosep. Hai puțin. Numai puțin. Numai puțin. Pentru că el la acordeon aici trebuie să facă, să bage sub tritare. Deci o ciciornii, piese rusească. E rusească, omul vrea ungurească. Tu știi că tu ai făcut la grădinița la ta, sigur. Ia. Dom'le, se facem pe plac la popor. Nu e asta, băi, ta, sigur. Când totuși o dansez eu, da? Să încerce Cortez. Hozo, se... Hozo. Am colegi aici ca să... Da, dacă avem da. Colegi, te rog frumos. Hai să vedem Târgu Mureș, ia. Ia. Hai, Peter. Hai. Hai că știe, știe. Păi o știe, da. Eu când ți-am spus să cânti tu, cântă tu! Peter, gheara idee, te! Ozosep, ozosep, ochii năgă să meche, să mă fechete. Ozosep, ozosep, ochii năgă, ochii năgă să mă fechete. Scurt! Bravo! Merge, merge, e bun! Ai fiat, o știi? Ascult! Ozosep, ozosep, ochii negro, să mă chec, ochii negro, să mă fechete. La mozanio, la mozanio, la da, da, la da, di, da, la da, di, da, 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 da. Ozosep, ozosep, ochii negro, să mă chec, ochii negro, să mă fechete. Bravo! Igen, Igen, Igen! Igen, domnule Gheza! Nu degeaba l-am pus prim-ministru, dă-l în brânză de aici. Păi noi la Cluj, acolo noi cântăm de toate și cu ea și cu ea cântăm. Voi sunteți bilingvi. Da. Și trilingvi? Să mergem la trilingvi, la trioletă. Așa, așa. Ce număr să vă dăm? Dați-mi un 73. Cât? 73. 73, ăsta. Dom'le, sigur, dom'le, vrei 73? Bineînțeles. Hozosep, hoz, nu mai, să mai, hoz din nego, să mă chec, ochii nego, să mă fechete. La mozanio, la mozanio. Domnule, domne, nu se poate mai mare noroc decât când vine președintele aici. Bă, băiatule, băi ungur mic. Ce-a câștigat, da. Mă? Bă, da, tu, usurpetăm. Bă, tu știi ce ai făcut? N-ai dat peste cap. Dom'le, cred că nu este numărul, poate nu vrei altul? Nu vreau. Ha? Nu. Nu vrei să-l schimbă? Da, dom'le, schimbă-l, dom'le, că nu-i... Dom'le, e mic, dom'le. Aveți pe cineva bolnav de inimă? Nu avem, nu avem. În ultima perioadă a suferit o operație, ceva... Ceva, a scălcat în ceva. În ceva. Bă, nene, fii atent aici. Da. Vecini mai aveți, rude? E cineva la dumneavoastră? Cine e acum acasă? Toată familia e acasă. Toată adică familie. Cine e acasă? Spuneți. Și nevasta, așa? Și copii, așa? Și și mama. Dom'le. Și mama dumneavoastră. Copii câte aveți? Am trei. Bun, bă, trei. Bravo. Auzi, cheamă și vecinii. Că fii atent. Acum m-am mutat aici în sat, așa că pot să chem... Bă, dar ce cum ai tras piciorul, abia te-ai mutat acolo la chinez? Băi, da. Bă, nu se poate așa. E adevărat ăsta care se dă aici? Eu știu, bă. Domnule, nu se poate. Au nici nu vine să-l citesc, să mor eu dacă... Cam cât crezi că ai câștigat după... Lată-mă, nu mai îl întreba. Da, acolo, un 50.000 de lei. 50.000, bă. Ce? 50.000 de lei? Mai pune puțin. Ce să mai pună? Strigă! Pentru că de mult... Trei ori. Deci, frate, fii atent aici. Bă, de, când, de când porți... De când portă bască! De când porți izmene... Tu izmene, n-ai văzut atâția bani în viața ta? Nu, mă, de când porți izmene, n-ai văzut așa lovele. Da.
Și nici noi n-am văzut atâția bani. Pentru că este prima oară când dăm premiul ăsta Barosan, când vine președintele, bă. Păi când vin eu, când zic eu să trăiți bine, așa e, bă, băiatul. Așa e, pentru că astăzi bine. La Super Bingo Metropolis ați câștigat. Nu se poate, nu băi, foc, bă. Să-i ce dracu, să-i ce dracu bugetul. Bă, băiatule, dă-i jumate, dă-i leasing ăsta. Îi dau pe toți odată. Dă-i pe toți. Asta seară, la Super Bingo Metropolis, uite-te lume ca să vezi ce n-ai văzut în viața ta. Adică? Adică? Adică 700 de mii de lei! Lei! 7 miliarde de lei! Extraordinar, domnule! Lasă Superbingo Metropolis! Bă, nene! Extraordinar, domnule! Nene, nu vine să cred! 7 miliarde de lei! Deci fii atent, mâine vine femeiul degeaba, să știi, că banii-s la noi. Da, auzi, fii atent, auzi, fii drăguț, da. Cum îl cheamă, mă, pe ăsta de la radio? Asta... Că vreau să-l mut. Popescu, domnul președinte. Popescu? Nu? Spuneți, domnul președinte, vă ascult. Dom'le, fiți drăguț, fă-mi un exchange la ăștia. Domnul președinte, 175.000 de euro. Extraordinar! Cipriane, o melodie tare, am norocul tău. Am norocul scris în fruntei, e norocul meu. Ce să le fac la dușma, să le dau capul meu. Am norocul scris în fruntei, e norocul meu. Ce să le fac la dușma, să le dau capul meu. Vine, vine! Cine vine? Vine Bingo, vine Bingo după tine. Cu Romică și Cornel, ți-ntră banii, ți-ntră banii în portofel. Este! 7 miliarde de lei! Să trăiești bine, a, chiar că trăiește să bine. Fac, să facem și noi o post. Sigur. Gabi, vină încoace ca să... Să vadă! Vino cu asta, avem și ceva aici. Hai, să facem o poză o pentru poză. Femei. Pentru eternitate. Bravo. Da. Ia-l și dul. Și dul să ia-l nu mai dul. Să nu pleci cu el, că te uitai galeș. Adevărul că la banii ăștia cine dracu n-a plecat cu premiul ăla? Stimați telespectatori. Dragii mei, ce să sunt mai... semne bune că anul 2011 mai ales pentru va, jucătorii sigur, de la Super Bingo. Se va relansa economic. Normal. La bani 7 miliarde. Bă, tată, să nu mai vorbea, să nu-l mai văd pe chinezul ăsta. Eu... Să ne lasem un ungur care stă spus... la chinez. Fii da, atent da, aici. Ca să vezi ce ne-a luat care... banii 7 miliarde de lei. Aoleo! Să mor eu cât ești matadă, șef, îmi vine să-ți dau un cap în gură dacă pe cuvântul meu. Dacă aș putea, mi-aș da singur. Să mergem mai departe. Următorul telefon. Nu se poate, da. Domnule, 7 miliarde, domne. 7 miliarde. Nici nu mai știu ce hotărâre de guvern m-am în cap. Acum mi-au trecut toate. N-are nimica. Începem cu hotărârea nehotărâtă de guvern.